Bună dimineața, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Alba Iulia pentru că avem foarte multe povești să vă spunem și să vi le arătăm. Iar astăzi, cu Cristian, ghidul nostru de turism, vom lua la pas cetatea și ce e prin jurul cetății. Salut! Salutare! Bună ziua, bine ați venit la Alba Iulia! Eu sunt Cristian Colanioș, ghid local de turism. Și da, povești ar fi multe, eu încerc să vă spun doar una. Una mai complexă, în cea mai mare cetate din România, cetatea Alba Carolina. O să aflăm imediat și de ce se numește cetatea Alba Carolina și de ce se numește orașul Alba Iulia. În primul rând, vreau să vă spun că suntem într-un oraș cu o istorie de aproximativ 2000 de ani. Pentru unii un pic mai mult, pentru unii un pic mai puțin, nu cred că e un detaliu atât de important. 2000 de ani de istorie în care Alba Iulia a jucat un rol important și a devenit de câteva ori capitală. Capitală de provincie romană, acum aproape 2000 de ani, după celebrele războaie daco-romane 101, 102, 105, 106. Apoi vorbim de o capitală episcopală romano-catolică în secolul al XIII-lea și sigur, începând cu jumătatea secolului al XVI-lea, capitala Principatului Autonom al Transilvaniei, titlul ce l-a păstrat pentru aproximativ 150 de ani. De-a lungul timpului, Alba Iulia nu numai că a fost capitală, Alba Iulia a avut și trei cetăți pe același loc. Castrul roman Apulum, cetatea medievală a Belgradului și cetatea Alba Carolina, cea pe care o să o vizităm astăzi. Astăzi, Alba Iulia este cunoscută cu titlul neoficial drept capitala de suflet a neamului românesc. De ce? Pentru că de-a lungul timpului la Alba Iulia am avut câteva evenimente importante pentru noi toți românii. Aș începe cu 1 noiembrie 1599, moment la care Mihai Viteazu intră triumfător în Alba Iulia și unește Ardealul cu țara românească. Sigur, cu toții știm de celebra unire din 1600, când reușea să unească și Moldova împreună cu Ardealul și cu țara românească. Dar primul pas a fost făcut aici, 1 noiembrie 1599. Al doilea eveniment notabil pe care aș vrea să-l menționez, Răscoala țărănească condusă de Horia Cloșca și Crișan, 1784 începutul, 1785 finalul, ați ghicit, la Alba Iulia. Al treilea eveniment notabil, probabil cel mai important moment din istoria noastră a românilor, unirea de la 1 decembrie 1918, când la Alba Iulia s-a născut România Mare și o să ajungem pe la Sala Unirii, locul unde s-a făcut această unire. Și patru, și nu în ultimul rând, la 15 octombrie 1922, tot la Alba Iulia a avut loc în coronarea regelui Ferdinand I și a reginei Maria, chiar în vecinătatea locului unde ne aflăm, în fața catedralei ortodoxe pe care o să o vizităm imediat. Suntem în fața unei machete. Unei machete care ne arată forma cetății. O formă inedită. O vedem și pe tricoul tău. Da, asta pleacă simplu de la ideea că zilnic ne întreabă lumea unde este cetatea și atunci am ținut să schițez forma cetății și să le explic oamenilor că suntem deja în cetate. De obicei mă aflu chiar în mijlocul cetății, nu-i cazul acum, dar suntem pe zidurile de apărare a ceea ce numim cea mai mare cetate din România și din partea aceasta a Europei. Pe locul schiță, nostru unde ar fi acum? Locul nostru acum este aici, aici, lângă această poternă, acest tunel cu scări abrupte ce ne duce spre șanțul principal de apărare. Dar o să primim detaliile imediat. Pe această machetă avem schițate clădirile din interiorul cetății. Acesta este și perimetrul în care a funcționat castrul roman Apulum. Am fost cuceriți la finele războaielor daco-romane 101, 102, 105, 106. În timpul lui Traian se întâmplă asta. Iar un pic mai târziu aveam să primim o cetate, castrul roman Apulum, care împrumută numele cetății dacice Apulum din apropiere, adică la vreo 20 de kilometri în direcția nord-nord-vest, așa cum indic, spre stânga mea. Aveam o cetate dacică, lupii Apulonului, viețuiau acolo. Romanii ne cuceresc și dacă avem acea denumire în limba greacă, nu știm cum suna limba pe care o foloseau dacii, Apulon în greacă, este tradus aici în latină și devine Apulum. Deci numele primei cetăți de aici a fost Apulum, o cetate cu ziduri val de pământ, întărite ulterior cu piatră albă de calc, o resursă importantă pe care o avem aici în zonă. Și o să vedeți că se leagă de numele cetății și de numele orașului. Da? Prima parte, cel puțin, Alba. Primul Alba. Cuvânt din numele cetății și din numele orașului. O primă etapă, zid val de pământ, întărit apoi cu piatră albă de calc, ca spuneam. A doua cetate de la Alba Iulia, exact pe același amplasament, tot unde vedeți clădirile, doar că apar două mici noi elemente la vremea respectivă. Este vorba de perioada în care principe al Transilvaniei era Gabriel Bethlen. Și avem acest bastion, care și poartă numele, bastionul Bethlen, și acest bastion, bastionul Sașilor. Da? Pe același amplasament, unde sunt construcțiile, apare cetatea medievală a Belgradului. Și dacă ne chinuim un pic, Belgrad, ce înțelegem prin Belgrad? Cetate
albă, da? Sub influență slavă legată de denumire. Da? Acum aproape 309 ani, atâta vom sărbători în noiembrie, pe același loc, eram acum sub dominație austriacă, apare cetatea Alba Carolina, cea despre care vorbim acum, însă mult mai extinsă ca perimetru. Spuneam cea mai mare cetate din România ca suprafață și cea mai mare cetate din partea aceasta a Europei. Este o cetate în sistem Vauban, după Sébastien Lepré de Vauban, un inginer militar francez. Stilul este Vauban, însă arhitecții principali au fost doi arhitecți italieni renumiți, Ioannes Morando Visconti și Francesco Brilli. O să-i menționez un pic și un pic mai târziu. Dar mai interesant poate ar fi să vorbim exact despre forma cetății. O stea cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colțuri. De fapt, numărătoarea începe de aici. Un bastion, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincelea, al șaselea și al șaptelea. Cele șapte colțuri sunt turnuri de apărare, bastion am spus, da? Ca structură de apărare. Două bastioane sunt unite cu zidul de curtină, formează o linie de apărare, evident protejează viața din interiorul cetății. A doua linie de apărare conține aceste structuri, ravelinele. Ne uităm ce interesant sunt poziționate exact în fața zidului de curtină, închizând practic această deschizătură, acoperind de fapt această deschizătură dintre bastioane. Iar a treia linie de apărare, contragarda. Astfel de cetăți cu formă de stea poate să fie cu 5, cu 6, cu 7, cu 10 colțuri, poate să aibă mai mult sau mai puține linii de apărare. La noi este vorba despre o stea cu 7 colțuri și cu 3 linii de apărare, cu 3 rânduri de ziduri, în fața lor amenajându-se șanțuri de apărare inundabile, adică puteau la nevoie să fie umplute cu apă, pentru a îngreuna și mai mult posibilele atacuri. O cetate construită între 1715 și 1738, teoretic ar fi trebuit să protejeze Imperiul de la vremea respectivă în fața invaziilor otomane, teoretic, dar pentru că vorbim de prima parte a secolului al XVIII-lea, sigur nu este nevoie să te aperi de acești otomani și atunci, sigur, altul cred că e motivul pentru care a fost ridicată această cetate uriașă. De fapt, cele trei cetăți despre care vorbeam au un numitor comun, să spun așa. De ce credeți că au fost cuceriți cei de pe locurile astea de-a lungul timpului, ba de romani, ba de maghiari, ba de austrieci? Poziționarea ei. Foarte simplu, nu, ați greșit, sigur că ați greșit. Așa. Pentru că aici suntem și frumoși și deștepți și modești, mai ales. Ok. Sau, poate mai important decât atât, pentru că am fost, suntem și vom fi bogați și strategic amplasați. Bogăție înseamnă resurse ale subsolului, în acea direcție, spre vest, cum suntem noi poziționați acum. După dealul Mamut încep munții metaliferi și sigur ați auzit de Alburnus Major, dacă nu ați auzit de Roșia Montană. Așa e zicea în antichitate. Alburnus Major, acolo încă avem resurse de aur. Deci avem în zonă resurse de aur, argint și alte metale prețioase, sare, la Ungla Mureș, în acea direcție, la vreo 50 de kilometri, iar un pic mai departe, la 64 de kilometri, Potaisa, astăzi zicem Turda. Sare adând și denumirea salariului de astăzi, da? Adică o resursă importantă în antichitate, funcționa schimbul, iar sarea era numai bună pentru a realiza aceste schimburi, să-ți obții cele necesare. De asemenea, pânza freatică ne oferă sursă bună de apă de băut. De pe dealul Mamut din apropiere, prin cădere, aveam aducțiune de apă. Da? Terasă, suntem pe o terasă ca formă de relief, adică o să vedem un pic mai târziu, avem și o poziție dominantă spre ovale. Și de fapt avem, dacă am spus terasă, avem măcar un râu în apropiere de Alba Iulia. Avem două râuri importante lângă Alba Iulia, Mureșu, cale navigabilă cu pluta transportându-se bogățiile, iar Ampoiul, ce se varsă în Mureș în apropiere de Alba Iulia, era acea sursă dorită de apă cu cădere și debit cât să umple aceste șanțuri de apărare. Numai că această cetate s-a dovedit un total eșec financiar, dacă ne referim la bani. Practic, de fapt, n-a atacat-o nimeni niciodată la vremea respectivă. Vorbim generic, acum 300, să nu mai tot spun 309 ani. Acum 300 de ani n-a atacat-o nimeni, n-a cucerit-o nimeni. Deci a fost un total eșec financiar. S-au cheltuit sume foarte mari de bani, s-a muncit mult, spuneam 1715-1738, au muncit aproximativ 20.000 de iobagi și practic ea nu și-a găsit utilitatea. De aceea în limbajul economic de astăzi, dacă vreți, a fost un total un eșec financiar. Am înțeles. Da. Zidurile 1, 2, 3 puse cap la cap, desfășurate după o singură linie, vom avea 12 km lungime. Acest șanț de apărare a aproximativ 3 km, mai puțin dacă mergem așa spre interior, sau chiar 3 km dacă mergem
pe partea dreaptă, cum indic eu acum, nici în interiorul, nici în exteriorul cetății, iar suprafața, încă o dată, dacă n-am spus, o spun acum, dacă nu o repet, 110 hectare, cea mai mare cetate din România. Cetatea se numește, unii acceptă, unii nu, Alba Carolina, pentru că noi am fost, sau cetatea a fost dedicată în timpul împăratului Carol al VI-lea. Și atunci, în limba germană, austriecii vorbind în limba germană, se numește cetatea fie Weißenburg, pronunția mea, nu sunt vorbitor de limba germană, dar cetate albă, dar na, în documente trebuie să te referi la șeful cel mare și atunci se folosește numele acestea. Și spui cetății Karlsburg. Nu Carlsberg ca și berea, dacă îmi permiteți gluma proastă, dar cetatea albă a lui Carol. De aceea denumirea de astăzi cetatea Alba Carolina. Cetatea este realizată în stil baroc, specific perioadei pe care o traversau. În interior însă avem clădiri mult mai vechi decât cetatea, clădiri contemporane, clădiri mai noi, deci o să avem un mix de stiluri arhitecturale. Nu o să intru prea tare în detalii, odată că nu sunt specialist și revin la ce am spus la început. Vă fac o mică poveste a cetăților, în primul rând, care au existat la Alba Iulia, mai am anunțit la supracetății, ne vom apleca supracetății de astăzi, cea pe care s-a conservat în condiții foarte bune, care a fost și pusă în valoare cu fonduri europene, ceea ce îmi dă posibilitatea eu să fiu ghid de turism, iar dumneavoastră vă dă posibilitatea să fiți turiști. Trei linii de apărare trebuie să le treci prin trei porți. Calea de acces principală era aici, pe partea de răsărit, poarta întâi, unde indic acum, cu luminița verde, poarta a doua și poarta a treia, am spus trei linii de apărare, deci trei filtre trebuie trecute. Porțile a patra, a cincea și a șasea, aceleași trei linii de apărare, dar aici în zona de vest. Iar poarta a șaptea, nici nu cred că ați văzut-o, aici, micuță. Da? O cale de fugă, probabil, la nevoie. Pe parcursul turului o să spun probabil, posibil, se spune, da? Nu o să folosesc certitudini, că nu sunt aceste certitudini, nici cetatea în sine n-a fost o certitudine, vă spuneam că a fost, din punct de vedere bănesc, un eșec. Modalitățile moderne, tehnologia din ziua de astăzi, abordările noi, vorbesc de specialiștii în arheologie, istorie și așa mai departe, au și noi metode de a descoperi, nu neapărat noi lucruri, dar noi perspective asupra lucrurilor deja descoperite mai de mult și poate să intervină mici diferențe. Să nu fie, tocmai am vizitat împreună biblioteca Batianeum și ați văzut că și acolo, în cadrul unor discuții la nivel înalt, oameni de știință de la vremea respectivă, tot au fost niște confuzii și niște interpretări un pic eronate și apoi reinterpretate. O să fiu rezervat și o să spun probabil, se spune. Presupun că vreți să și intrăm în adâncime. O să începem, dacă tot suntem aici, cel mai apropiat obiectiv este Catedrala Ortodoxă. Este cel mai nou obiectiv de la noi din cetate. 1922. O să intrăm imediat în detalii. Așa. Este, se spune, și singura clădire sau singurul complex de clădiri din cetate care nu înglobează în structură piatră albă de calcar. În rest, toate clădirile au în structura lor piatră albă de calcar. Apoi o să mergem la poarta a patra. O să regăsim acolo stilul baroc. Mergem la Catedrala Romano-Catolică, cea mai veche clădire de la noi din cetate și din oraș. În față, o mică surpriză, e vorba despre un sit arheologic, dar revenim la momentul potrivit. Apoi o să ajungem la statuia ecvestră ce îl reprezintă pe Mihai Viteazu, o mică discuție despre Palatul Principilor. Ajungem pe Alea Personalităților Unirii, o să vedeți imediat de ce se numește așa. Vă voi spune câteva cuvinte despre Muzeul Național al Unirii. Asta funcționează în clădirea respectivă, dar vom trece prin povestea locului, adică ce a fost și ce este. O să mai avem și o altă fel de situație, ce a fost, ce este și ce va fi. Okay. Pentru că sunt și clădiri care se modifică, virgulă, ca destinație. Sigur, nu ratăm Sala Unirii. Spunea cineva, cea mai importantă clădire din România pentru noi românii și o să realizați asta când ajungeți acolo. Deja am fost la Biblioteca Batianeum. O să mai fac și eu câteva referiri. Domnul director al instituției cred că a făcut deja suficiente. Ceea ce ne-a spus nouă la vizită. Ceea ce ne-a spus nouă la vizită. Dar o să spunem câteva lucruri și pe cameră, da. O să spunem câteva lucruri și pe cameră, da. Îi mulțumim pentru detaliile exact, pe exact. Care ni le-a dat. Vom continua turul. Acum ne adaptăm la situație, la condițiile de vreme și așa mai departe. Vom ajunge în piața cetății. Apoi la un sit arheologic, nu este marcat aici, Via Principalis. Apoi la poarta a treia, posibil, dacă nu cea mai, una dintre cele mai importante piese de arhitectură baroc din Transilvania. Și vom pune capătul turului la obeliscul Horia Cloșca și Crișan. Cam atât la machetă.
Mulțumesc. În apropiere, nu știu dacă ați observat acest monument, Monumentul Unirii. În anul 2018 a marcat cu toții trecerea primei sute de ani de la Unirea de la 1 decembrie 1918. Acest monument vine să marcheze importanța momentului și practic vedem patru cruci poziționate față în față, unite în vârf. L-am văzut și noaptea. L-ați văzut și noaptea. Acum discuțiile sunt, da, dacă ne place, nu ne place. Arta e subiectivă întotdeauna. Subiective. Revenind foarte pe scurt la ceea ce am prezentat până acum, pentru că repetiția este mama învățăturii, asta au spus cei care ne-au cucerit acum aproape 2000 de ani, trei cetăți se remarcă la Alba Iulia, castrul roman Apulum, cetatea medievală a Bălgradului și cetatea Alba Carolina. Iată, avem în față cea mai nouă clădire de la noi din cetate, Catedrala Ortodoxă. Are două hramuri, Sfinții Mihail și Gavril și Sfânta Treime. O să vedem câteva detalii și în interior. A fost construită în aproximativ 9 luni de zile, între 1921 și 1922. Foarte rapid chiar. Foarte rapid. La acea vreme, această parte a zidului, indic iarăși cu luminița verde, această parte a zidului, de la, practic de la nivelul nostru de călcare în sus, zidul a fost dinamitat. Șanțul, latura de vest, a fost acoperit cu pământ și sigur am avut un spațiu mai mare, mai amplu, unde mai a venit audiența de la vremea respectivă pentru momentul încoronării. Busturile nu sunt puse întâmplător aici, pentru că încoronarea propriu-zisă a avut loc aici, unde ne vom opri și noi, pe un podium sub un baldachin și nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, pur și simplu dând pe Google o căutare încoronarea Alba Iulia și selectând imagini, o să găsiți fotografii și chiar un filmuleț de la vremea respectivă. Biserica Încoronării, asta a fost prima denumire, apoi se stabilește în anii 20 un episcop militar și vorbim de Catedrala Încoronării. În 1948 se realizează o reîntregire a neamului ortodox, adică dispare greco-catolicismul din Transilvania și aș dori să nu intru în astfel de detalii. Biserica Ortodoxă, noi astăzi fiind peste 80% după ultimul recensământ creștin ortodox, noi românii, consideră la vremea respectivă că face o reîntregire a neamului ortodox și denumirea catedralei devine Catedrala Reîntregirii Neamului. Nu are legătură cu 1 decembrie 1918, ci cu această reîntregire religioasă. Sigur, vorbim și de venirea comunismului. Comuniștii nu acceptă regalitatea, monarhia, și atunci nici nu se mai promovează această primă denumire de Catedrală a Încoronării. Rămâne pentru zeci și zeci de ani Catedrala, doar Catedrala Reîntregirii Neamului. Sigur, astăzi suntem liberi să vorbim și despre monarhie și atunci folosim ambele variante. Atât Catedrala Încoronării, căci pentru asta a fost ridicată, cât și Catedrala Reîntregirii Neamului. Arhitectura străină în peisaj, Victor Gheorghe Ștefănescu, arhitectul, probabil ar fi vrut să se inspire de la biserica, de la mitropolia lui Mihai Viteazul pe care o aveam aici, la 1599, undeva în afara zidurilor cetății de la vremea respectivă, foarte aproape, dar în afara cetății. Acea catedrală, acea mitropolie, îmi cer scuze, a fost demolată în perioada în care austriecii ridicau cetatea cu formă de stea. Nu mai avem, deci nici arhitectul nu o mai avea la dispoziție ca muză. Se alege ca inspirație biserica domnească de la Curtea Domnească, de la Târgoviște, da. Titoria fratelui lui Mihai Viteazu, Petru Cercel, Petru Pătrașcu, și probabil asta se vrea ca legătură. Mihai Pătrașcu, Petru Pătrașcu, stilurile bizantin și brâncovenesc, specifice la acea vreme la sudul munților Carpați, în Evul Mediu, rezultând la nivelul anilor 1921-1922, generic la nivelul anilor 20, ceea ce vedeți. Inspirația este biserica despre care vorbeam și cele două stiluri amintite. Dar e mult mai mare din cât observăm. Catedrala în sine nu este foarte mare, poate un pic mai înaltă. Interesant este aspectul general, acest complex de clădiri, parcă avem de-a face cu o mănăstire. Exact. Totuși astăzi aici este Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia. Numele arhitectului este menționat aici în dreapta, Victor Gheorghe Ștefănescu. Un pic mai jos, inginerul Tiberiu Ieremia. Gândiți-vă cam ce efort s-a făcut în așa scurt timp, mai puțin de un an, să ridici tot ce se vede în jurul nostru. Iar la interior o să vorbim și despre cel care semnează fresca, un faimos artist la vremea respectivă. Avem aici menționate patru momente importante din istoria locului, pentru că această catedrală încă nu era trei dintre evenimentele menționate aici
au avut loc sigur înainte să fie ridicat acest lăcaș de cult. Și avem aici menționat apariția Noului Testament de la Belgrad, prima traducere integrală în limba română a Noului Testament, 1648, de aceea îi spune Noul Testament de la Belgrad, pentru că a fost tipărit în 1648, ați ghicit, la Belgrad, denumirea de atunci a orașului Alba Iulia. Apoi, momentul despre care vorbeam, reîntregirea neamului ortodox, 21 octombrie 1948. Aici putem fi sau nu de acord, în funcție de tabăra din care facem parte, și eu aș dori să nu discut, mai ales pentru că este într-un material filmat, îmi țin părerea. Mai măsură ar fi să discutați cu un istoric și să vă spun părerea din punctul, din punctul ăsta de vedere al unui istoric. Sigur, noi fiind creștini ortodoxi avem această aplecare spre... Da, în sfârșit, nu vreau să intru în alte detalii. Isprava, dacă îmi permiteți exprimarea, începută de Mihai Viteazul aici la Alba Iulia, 1 noiembrie 1599, după celebra victorie de la Schellenberg, vine la Alba Iulia și unește Ardealul cu Țara Românească și apoi în 1600 ne unește pe toți. De fapt, despre asta o să vorbim un pic și la interior. Și, sigur, ceea ce au realizat Horia Cloșca și Crișan, finalul răscoalei, vă spuneam, la Alba Iulia, o să revin cu detalii când ajungem la obeliscul Horia Cloșca și Crișan. Haideți să intrăm. Sfinții Mihail și Gabriel, vedem pe acest mozaic, da? Un hram. În interior, în navă, să vorbim și despre hramul principal. O situație inedită. Pe lângă aspectele religioase pictate, avem și această imagine a lui Mihai Viteazul, menționată mitropolia de la 1599, despre care spuneam ar fi trebuit să fie muză, dar distrusă în timpul ridicării cetății cu formă de stea, nu a mai putut fi folosită în acest sens, pentru a inspira proiectul catedralei în care ne aflăm astăzi. Și sigur, această emblemă, cu ocazia unirii de la 1600, se pun steme separate, din simboluri grafice, din stemele separate ale Moldovei, Ardealului și a Țării Românești, se pun împreună, o cunoașteți sigur de prin cărțile de istorie. Imaginea lui Mihai Viteazul, cel care reușește să unească pe toți românii la 1600, se află față în față, poziționată în partea cealaltă, dacă vă întoarceți, cu imaginea soției, doamna Stanca. Sfânta Treime, scaunele care au fost folosite la momentul încoronării. Încoronarea, propriu-zisă, nu a avut loc aici, în catedrală. Aici a avut loc un serviciu religios, după care încoronarea, propriu-zisă, a avut loc acolo unde ne-am oprit prima dată și unde sunt poziționate busturile regelui și a reginei, adică afară, lângă turnul la Colopotniței, pe un podium sub un baldachin. Și aici sunt câteva discuții legate de încoronare. N-aș vrea să intru... De ce au făcut-o afară și n-au făcut-o... Nu aș vrea să intru în această discuție, însă marcăm doar faptul că regele s-a încoronat singur. O poveste similară cu a lui Napoleon, după care și-a încoronat soția. Locul are o poveste interesantă, pe lângă faptul că aici a avut loc încoronarea, chiar dacă afară. Înainte să fie ridicat acest lăcaș de cult, se pare că într-un complex de clădiri mai vechi, spre sud, într-un corp de clădire, erau clădiri ale comandamentului garnizoanei austriece, iar într-un corp situat mai spre sud, se pare că ar fi fost ținut prizonier Crișan, unul dintre cei trei lideri ai răscoalei țărănești de la 1784-1785. Mai avem ceva de adăugat pe semnificația locului. Dacă vă întoarceți privirea spre ieșire și sper să reușiți să focalizați aceeași problemă pe care am avut-o și în biblioteca Batianeum, cum bate lumina, da? Avem două imagini. Scrie Ferdinand I, regele tuturor românilor, iar în dreapta Maria, regina tuturor românilor, pentru că în sfârșit, pe 15 octombrie 1922, aici, la Alba Iulia, aveau să devină rege și regină peste România Mare, nu numai peste regat, și atunci automat devin rege și regină a tuturor românilor. Imaginile, dacă vă uitați cu atenție, poate reușiți să focusați, nu sunt de cea mai bună calitate, oarecum, ca un triunghi să văd ceva mici distrugeri, da? Pentru că în timpul comunismului ați ghicit. Nu poți vorbi despre rege și regină și chiar mai mult nu poți să arăți această imagine. Așa că au fost acoperite cu pânză și cu tencuială aceste imagini. După Revoluția din 1989 suntem liberi să vorbim despre rege și regină. Iar aici avem menționat numele faimosului artist la vremea respectivă, Costin Petrescu.
cel care semnează și lucrarea poate mult mai cunoscută din Ateneul Român. Am spus că a avut loc încoronarea, am spus că pe acest loc posibil să-și fi trăit ultimele clipe de viață Crișan și mai era un secret, asta o să-l spun mai încet să nu ne audă nimeni. Aici m-am căsătorit. Doar am vrut să vă spun că este o catedrală activă. De fapt, avem de-a face cu un lăcaș de cult, în primul rând, cu un simbol. Abia apoi vorbim de un punct pe o hartă turistică, să spun așa. Așa că nu o să vreau să mai insist prea mult aici, pentru că lumea vine aici să se roage și cu alte scopuri nu mai să viziteze. Poate că știți și povestea blocurilor din față? Acum, cele două blocuri acum de 10 cred etaje. Că o auzim prima oară. Nu știu dacă ați auzit-o prima oară, dar apoi... Ele, le vedem că sunt gemene, cel puțin pe bulevardul din față. Da, o imagine în oblindă, da? Blocurile de 10 etaje, faceți abstracție și de acest monument, care e doar din 2018 amplasat aici. Și avem bulevardul pietonal al Transilvaniei. El era obturat vizual, câmpul vizual era blocat de existența unui bloc de 4 etaje. În plan secund, da? Era jumătatea anilor 80, se ridicau aceste blocuri, dar bulevardul era blocat. Și s-a luat decizia ca acel bloc să fie eliminat din peisaj cumva. Soluția a fost următoarea. A fost tăiat în două. Cele două părți rezultate puse pe role, pe șine. Nu știu exact procedura tehnică, nu sunt inginer, habar n-am exact procedeu. O să găsesc și aceste informații, dacă vreți detalii mai multe. Translatare, da. Exact. Și tot timpul cele două părți rezultate racordate la utilități au fost evacuați doar cei de la parter, în schimb celelalte nivelul 1, 2, 3, 4 etajele au fost populate, oamenii și-au dus viața în continuare în acele blocuri. Cele două părți au fost mutate în stânga și în dreapta și au fost ascunse în spatele blocurilor de 10 etaje pe care le vedem astăzi. Procedeul respectiv fiind folosit și în mutarea bisericilor în București. Foarte exact. Multe au fost s-au mutat salvate peste felul acesta, salvate, da, pentru peste a fi da, scoase din câmpul vizual și din marile magistrale exact. Și ascunse undeva în spatele după blocurile gri, cum spune cântecul. Exact. Rău că au fost ascunse, bine că au fost păstrate. Exact. Totdeauna este și o parte proastă și o parte bună. Oarecum de curând autoritățile au avut o idee, din capul locului vă spun, nu sunt implicat politic, dar acum dacă se face câte un lucru bun sau măcar interesant, ar fi bine totuși să-l spunem. Locurile vizitate de-a lungul istoriei de membrii familiei regale sunt marcate în felul acesta, cu această placă de marmură, cu această coroană. Ruta este numită Alba Regalis, iar scanând acest QR code aflați detalii despre evenimentul găzduit sau ocazia cu care a fost vizitat acest loc de membrii familiei regale. Acum, pentru că vorbim despre biserica, respectiv catedrala încoronării, sigur, amintim momentul 15 octombrie 1922, când regele și regina au intrat pe porțile a 6-a, a 5-a și a 4-a, despre care o să vorbesc imediat, venind la propria încoronare. Dacă mai vedeți prin cetate acest simbol, despre asta e vorba. Fie că e vorba despre Ferdinand I și Maria, fie că e vorba despre Carol al II-lea sau Mihai I al României. De asemenea, se marchează în felul acesta, inclusiv pe capacele de canal, și acum recunoaștem forma cetății cu formă de stea. Practic un brand neoficial. Despre brandul oficial o să vorbesc un pic mai târziu, îl avem deja în apropiere, dar monocrom, o să vorbim despre el în varianta originală, când ni se oferă șansa. Până ajungem la Catedrala Romano-Catolică, Sfântul Mihail, aș vrea să vorbim un pic despre poarta a patra. Spuneam că sunt 7 porți, 7 colțuri, 7 porți. La nivel de legendă se spune că erau și 7 fântâni publice, de unde te serveai cu apă de băut, probabil. Acum fiecare clădire avea cel puțin o sursă de apă, dar la nivel de legendă se pare că ar fi fost și 7 fântâni publice. Încercând să le identific, am identificat mult mai multe, nu neapărat active, pentru că nivelul când s-au săpat șanțurile de apărare, pânza freatică, da. Hai să îl cunoaște și pe stră-stră-străbunicu, semănăm? Nu chiar, dar este stră-stră-străbunicu, un soldat român cu uniformă austriacă, pentru că aici își duceau viața regimentele de grădinceri în speță. Uniforma este a celui care te domină, bineînțeles. Dar soldații de cele mai multe ori sunt
soldații români. Sâmbăta și duminica la ora 12, aici în fața porții a 4-a, acum nu chiar în fața porții, câțiva metri mai în față, și apoi în capătul pietonalei spre răsărit, în fața porții a 3-a, se organizează o reconstituire a unui ceremonial militar, schimbul de gardă. Toată lumea întreabă la 12 sau înainte de 12, se agită spiritele și întreabă schimbul de gardă. Nu știți unde e schimbul de gardă? Evident, sâmbătă și duminica le răspundem. Evident, aici la poarta a 4-a și apoi la poarta a 3-a. Știm că și tu participi. Nu, nu, nu. Asta este altă gardă. Exact ce vă spuneam, iarăși am salutat pe cineva. Toată lumea se știe cu toată lumea. La 67.000 de locuitori, cât are Alba Iulia, aproape literalmente ne cunoaștem fiecare cu fiecare. Și o să mai fac gestul ăsta pe parcursul turului. Nu, eu nu particip la această gardă, eu particip la altă gardă, și anume garda Apulum. Dacă l-ați cunoscut pe străbunicu, hai să-l cunoașteți și pe fratele meu Geamăn. Ia uitați-vă un pic, asemănarea, da? Furia, mânia, apoi în limbajul de astăzi brandul, emblema, blazonul Austriei, vulturul cu două capete, coroană, ar fi trebuit să fie și sceptru și spada în gheare, simbolurile majore ale puterii. Un vultur cu două capete încoronate pentru că lideri sunt doi, împăratul și papa de la Roma. Austriecii au fost, sunt și vor fi probabil catolici. Două părți ale Imperiului Roman, pe de altă parte, pentru că austriecii au spus că sunt continuatori ai Imperiului Roman și au și spus Sfântul Imperiu Roman de națiune germană. Atlanții, inspirați de celebrul Atlas, susțin capitelurile și apoi vedem ghiulele în flăcări. Forma aia de stea a cetății, nu contează că are 5, 6, 7, 10 colțuri, te ajută în principiu să tragi foc încrucișat cu tunurile. Și nu numai, sunt mai multe motive pentru care îți face o cetate într-o astfel de formă. Revin, cetatea de fapt n-a funcționat nicio secundă în ideea în care a fost construită și atunci am vorbit pur și simplu. Pe de altă parte e și bine că nu a provocat bravagii. Băi, dacă i-a întrebat cu străbunicii noștri, deci sigur, pentru că n-au avut ocazia să moară pe câmpul de luptă. Mai avem ceva foarte interesant, mai ales pentru doamne și domnișoare, avem aici un brand faimos, două litere cât spate în spate. Le-ați văzut? Da? Și cu toții strigăm în cor. Exact Carol al VI-lea, zis, nu? Cezar Carl, împăratul Carol al VI-lea. Poarta este a 4-a, Carol este al VI-lea. De fapt, pentru partea asta de imperiu este Carol al VI-lea. Vorbim despre tatăl Mariei Tereza. Pe toate porțile, și nu numai, și pe Catedrala Catolică, în mai multe locuri o să vedeți acest brand, cum spunem noi astăzi. Carol al VI-lea își marchează, practic, teritoriul în forma aceasta. Cei care ați fost pe la științe economice să nu credeți că brandul e un termen din ăsta foarte nou. Îi zicea, într-adevăr, altfel, dar conceptul în sine este mai de mult. Romanii veneau cu Agvila, cu celebrul SPQR, de asemenea, la Carol al VI-lea vedem că își marchează teritoriul peste tot. Este o metodă de a te impune în peisaj, de a te face cunoscut. Liniile albe din fața noastră, vedem acum două turiste, o doamnă și o domnișoară, nu sunt puse întâmplător aici. Acum 13 ani de zile, arheologii au găsit un sit cu ziduri dintr-o baracă, din dormitorul legionar, dintr-un dormitor al legionarilor romani. Iar pe capăt, aproape de prima tonetă acolo cu suvenir, e un pătrat, să spunem așa. Acolo a fost găsit templul, micul templu închinat zeiței Nemesis. S-a fost găsit un altar închinat zeiței Nemesis, o statuie, sunt puse în valoare în muzeu, în expoziție. Locul s-a acoperit cu pământ și se menționează în forma aceasta, cu aceste linii albe, prezența sitului arheologic sub nivelul picioarelor noastre. Sigur, probabil se poate găsi și o altă formă de punere în valoare, dar e bine și așa deocamdată. De fapt, peste tot în cetate unde avem aceste marcaje, de desubt sunt vestigii romane, în principiu, nu numai, dar în majoritatea cazurilor. Din câte știu, autoritățile împreună cu Comisie de la Patrimoniu UNESCO s-a propus, se analizează și vedem dacă vor fi incluse, sperăm că vor fi incluse în Patrimoniu UNESCO la un moment dat. Avem aici un anfiteatru, în fiecare vineri seara la 7, în sezonul cald, din aprilie până pe la jumătatea lui octombrie, la început și la sfârșit pe la 6 seara, dar în plin sezon la 7 seara vinerea, aici vin turiștii și se așează frumos în anfiteatru, de fapt acțiunea atrage mai multă lume, se umple de turiști aici în zonă și nu numai, și localnici, iar aici în față unde stăm noi, vin două echipe, că dacă toți suntem la campionatul european de fotbal, da? Gazdele și oaspeții. Așa. Dar începem cu oaspeții, că așa e bine, da? Suntem
gazde bune, vin romanii și dacii. După ce își prezintă ținuta, personajul, armele, armura și așa mai departe, nu prea mai au răbdare, pentru că totul e pe vreo 40-60 de minute. La un moment dat o să vedeți, e și foarte cald acum vara, o să vedeți că dau așa din picioare, devin nerăbdător, se uită așa unii la alții. Un pic nervoși, așa. Și la sfârșit se și bat. Ok. Știți cine câștigă? Cine? Turiștii, cei care stau aici. Corect. Pentru că cei din Garda Apul nu spun că fac o lecție de istorie vie. Predau o lecție celor care vin și ne vizitează sau localnicilor și prin intermediul personajelor, practic, înțelegem mult mai bine cum au stat lucrurile. Acum, o să spun generic, 2000 de ani, chiar dacă încă nu s-au împlinit 2000 de ani. Sigur, se ies că și mai avem oameni care mai strâmb așa un pic, că ce, ridicăm în slăv romanii sau... Este o istorie a locului, ne place sau nu ne place, până la urmă ei au fost câștigători la finele războaielor dacă. E corect să prezentăm istoria așa cum dar vorbim și despre daci, pentru că nu întâmplător apar reprezentați pe columna lui Traian, trebuie ca un semnat ceva în istoria, cel puțin a locului în care ne aflăm. Dacă veniți la Alba Iulia în perioada 15-18 august anul acesta, avem probabil cel mai mare festival de reconstituire istorică din România, cel mai mare sau probabil cel mai mare festival de reconstituire istorică, Festivalul Roman Apulum. Detalii o să vă îndrum spre oamenii avizați să vorbească despre asta și eu sunt voluntar în trupa care vine vinerea seara. Astăzi e vineri. Musai, trebuie să mă echipez și eu să vin la 7 seara aici împreună cu colegii voluntari. Și sigur, la Festivalul Roman Apulum ne sunt ateliere, dacii și romanii vă arată cum își obțineau armele, armurile, dar și ce mâncau, instrumentar medical, da? Copiii se pot implica activ în cadrul atelierelor, să-și bată monedă, să facă obiecte din lut, din lemn, din os, din fier, să vadă cum se făceau armurile, să probeze câte o armură. Vedeți că nu e chiar treaba ușoară, pentru că armurile astea au de la 25, 30, 35 de kilograme, pot avea și 50 de kilograme cu tot echipamentul. Da? E o poveste un pic mai complicată și tocmai pentru că e complicată, încercăm să transmitem un pic mai ușor aceste informații prin astfel de acțiuni. La festival, strict la festival, vor fi defilare cu torțe, lupte, târg de sclavi, lupte de gladiatori, bineînțeles, marea bătălie nelipsită. Încă mai am niște urme pe aici de anul trecut, dar... Bine, trebuie să părem autentici. În afara tăișului, la spadă, restul totul este 1 la 1. Armurile sunt destul de grele, dăm un pic așa să părem credibil, mai apar mici accidente, dar nu nimic deosebit. Aici vor fi tribune, proiecție pe clădire, fond sonor, arată de acolo, cum se spune, din filmul care trebuie. Acum cu fanii daci sau romani, asta e o discuție care ține și de cât am citit, ce ni s-a dat la școală, ce am mai cules noi pe parcurs și ce am pus în magazie aici. N-ar fi bine să cădem nici prea tare nici într-o tabără, nici în cealaltă, ci deci, să respectăm istoria. Practic, istoria locului. Încercați să nu credeți ghizii de turism, cei mai nesănătoși la minte pe care știu, cel puțin persoana de față, dar puteți să verificați informațiile. Vă spuneam de prezența acestui sit arheologic, așa arăta acum 13 ani de zile. Cred că am făcut bine calculul, 2011, ok. La matematica nu-i punctul meu foarte. Așa arăta acest sit arheologic, ce s-a găsit, s-a dus în muzeu, în expoziție și menționăm în forma aceasta deocamdată, vedem dacă se schimbă lucrurile pe parcurs. Istoria la Alba Iulia se vede sau nu? Și dacă nu se vede, o ajutăm un pic să se vadă. Acesta este brandul turistic al orașului nostru. Poate fi landscape sau portret. Recunoașteți forma de stea cu 7 colțuri. 3 culori, 3 linii de apărare, despre asta vorbisem, și scrie cealaltă capitală. Brandul trebuie să fie scurt. Dacia sau Mercedes-Benz? Unu sau două cuvinte, că mai mult nu le ții minte. Adică noi ne-am legat de faptul că suntem capitala de suflet a neamului românesc, dar nu poți să faci brand din formula asta. Și atunci înțelegem că nu e vorba despre București, cealaltă capitală. Și în paranteză e toată enumerarea despre care vorbeam. Bine ați venit în cea mai mare cetate din România. Bănuiesc că aveți un telefon mobil, da? Și deștept, poate scana acest QR code. La Alba Iulia se folosesc și astfel de tehnologii mai mult sau mai puțin smart, nu știu cum să le cataloghez. Tehnologia e bună, cel puțin asta timp să cred. Și dacă scanați acest QR code, vedem ruinele bisericii de secol X. Da, dacă dați un pic mai sus, o să și vedeți mai sus un pic. Iată. Sub tot terenul acesta înierbat, din fața noastră, se află ruinele unei biserici de rit bizantin,
de pe la jumătatea secolului al X-lea. Situl arheologic se află aici sub picioarele noastre, sigur, și aici este o dispută. Am aflat de curând din presă că asemănător situlului cu vestigii romane va fi marcat și acest loc. Pietre albe vor fi puse peste acest câmp înierbat. Stați liniștiți, nu se betonează peste, doar se marchează traseul zidurilor, ca să spun așa, pentru a pune un pic în valoare acest monument istoric, sit arheologic, monument istoric, momentan protejat sub o membrană de protecție, adică aflat în conservare. Mai departe, de ce se află sau nu se află pus în valoare, mai vedem, o fi bizantin, o fi bizantin, aici sunt tot felul de discuții, depinde cine trage focul mai tare spre oala unuia sau altuia. O situație inedită, foarte aproape Arhiepiscopia Ortodoxă de Arhiepiscopia Romano-Catolică. Dacă n-ați știut, o să aflați acum. Ați aflat acum și mai puteți cerceta în acest sens.